Este ziua și cazul de variola maimuței la noi în țară. Ultimul pacient depistat este tot un bărbat de 36 de ani, contact direct cu primul caz confirmat cu acest virus. În prezent, autoritățile sanitare au diagnosticat 4 bărbați cu variola maimuței, iar toți sunt din București. Starea de sănătate a acestora este una bună. 3 au rămas însă internați. Toți sunt nevoiți să stea în izolare până la 21 de zile de la prezentarea primelor simptome. Cercetătorii de la Institutul Național Cantacuzino urmează să stabilească cu ce fel de tulpină sunt infectați aceștia în urma secvențierii, care va arăta dacă vorbim despre tulpina Congo, mai virulentă, sau cea din Africa de Vest, care dă forme ușoare de boală. Totodată sunt în curs și mai multe anchete epidemiologice, care vor stabili dacă mai sunt sau nu și alte persoane bolnave. Aici, în imagine, avem figura unui rezultat, chiar pentru diagnosticul variolei maimuței, în caz suspect. Virusul care a creat îngrijorare în întreaga lume începe să se răspândească și în România. Mai multe anchete epidemiologice sunt acum în curs după ce au fost depistate primele cazuri. Specialiștii încearcă să afle dacă în România a ajuns tulpina mai blândă, care s-a răspândit și în alte țări din Europa. O să încercăm să facem și secvențierea, să vedem dacă tulpina care este, care, mă rog, a infectat aceste persoane, aparține clar de această veste africană, care este ceva mai puțin virulentă și contagioasă decât cealaltă cladă care există, mă rog, în special în zonele endemice din Africa. În prezent, Institutul Cantacuzino este singurul care face secvențieri pentru variola maimuței. Tot aici au fost confirmați și primii români infectați cu acest virus. Cercetătorii de aici vor continua să analizeze și următoarele probe. Diagnosticul poate fi pus în 3 sau 4 ore de la recoltarea probelor, susțin cercetătorii. Cu ajutorul unui tampon steril se recoltează o probă din leziune, iar acel tampon steril se introduce într-un tub care are un mediu de transport viral care are rolul de a prezerva acidul nucleic viral. În primele zile înainte de a avea erupție e foarte greu să-ți dai seama. Până la urmă febră, durere în gât, eventual cu dureri musculare, stare regională modificată sau ganglioni inflamați, apar în multe alte boli. Când apare erupția, după 2-3 zile, e destul de ușor să pui diagnosticul. Variola maimuței s-a răspândit până acum în peste 30 de țări. Simptomele sunt ușoare, însă medicii se tem pentru persoanele care au boli cronice sau alte probleme de sănătate. Chiar dacă are o transmisibilitate mai redusă decât SARS-CoV-2, totuși pot exista la persoane care sunt imunodeficiente, persoane cu probleme de sănătate, pot exista forme mai grave. Săptămâna viitoare, Organizația Mondială a Sănătății va stabili dacă va clasifica variola maimuței drept urgență de sănătate publică de interes internațional, ceea ce înseamnă cel mai înalt nivel de alertă.